Da? Acum mă auzi? Da. Te rog să dai drumul. Ia nu-ți problema. Vorbește, vorbește! Arătați numărul AEG cu navigații, cu numărul navigații în noi. Sunt la navigații, 1, 2, plus navigații în noi, minus navigații în 3. Stop, stop, stop! Uite-te și la tablă cum scriu eu, că nu te aud, adică nu știu foarte bine greșitul scrie, vorbește rar. Ca să te pot înțelege. Deci radicalul lung din. Supra, că cum să scriu? Nu-mi dau seama. 1 minus radical din 2 supra radical din 1 ori 2? Deci, radical din 2 supra... Ia ascultă tu, poate. Se face microfonie din partea... Din păcate că se și înregistrează acum. Ce număr să tu? Ia închide tu la tine calculatorul. Să-l dea pe mute. Și dă-l pe mute și numai cât asculți... În telefon. Uite-te și la cum am scris eu pe tablă, dacă e bine. Deci, și la 1, unul deasupra, 1 minus așa? 1 minus radical din 2 supra radical din 1 ori 2, așa e bine? Și radicalul care? Așa e. Deci radical din 1 minus radical din 2. Numai atâta, radical din 1. Hai să văd dacă așa este. Radical din 1 minus radical din 2 supra radical din 1 ori 2, gata, te-am ghicit. Plus radical din 2 minus radical din 3 supra radical din 2 ori 3, așa? Așa. Plus radical din 3 minus radical din 4 supra radical din 3 ori 4. Bine? Așa, puncte, gata, te-am înțeles. Plus radical din... Ultim. Cât? Radical din 288. Minus radical din 289. Supra radical din 288 ori 289. Gata, am ghicit, gata. Acum eu închid telefonul și noi lucrăm aici, tu ne urmărești de acolo. Bine. Așa. Acum așa e aici, da. Ei, până când am brodit așa, e greu să din partea cealaltă de acolo, de dincolo de telefon. Ei bine, dragilor,
Deci noi avem aceste exerciții de făcut și suntem aici o forță, nu stăm pe gânduri, îl vom face, nu? Da. Dacă aveți ceva idei. Dacă nu, eu o să plec de la ceva. Să calculeze suma I, este egal cu 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus și mai departe plus 1 supra 288 ori 289. Scrie ca pe 1 ca și fiind 2 minus 1. Așa, deci egal de desubt cu 2 minus 1 supra 1 ori 2. Am făcut așa. Da, plus, hai lucrăm, toată lumea. E mișto să lucrăm, da. Să ne amintim. Ne încălzim. Plus 3 minus 2 supra 2 ori 3. 3 minus 2 supra 2 ori 3. Plus 4 minus 3 supra 3 ori 4. Plus și mai departe, plus puncte, puncte. Plus 289 minus 288 supra 288 ori 289. Egal mai departe cu... De ce a făcut asta oare chestia asta? Vă mai amintiți de ce? Da, dar după aia... 2 supra 1 ori 2. Distribuim numitor. Ne dorim, da? Dar nu mă dătut. Deci vine 2 supra 1 ori 2 minus 1 supra 1 ori 2 plus 3 supra 2 ori 3 minus 2 supra 2 ori 3 plus 4 supra 3 ori 4 minus 3 supra 3 ori 4 plus și mai departe plus puncte puncte plus 289 supra 289 ori 288 ori 289 minus 288 supra 288 ori 289 egal cu. Acum simplificăm, să 2 cu 2 se simplifică, simplificăm. 3 cu 3, 2 cu 2, 4 cu 4, 3 cu 3, 2 cu 2, 4 cu 4, 3 cu 3, 289 cu 288 cu 288 și face, iată cât face, egal mai departe cu 1 pe 1, minus 1 pe 2. Așa vine, nu? 1 pe 1, minus 1 pe 2, plus 1 pe 2, după simplificare, minus 1 pe 3, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4, plus, și așa mai departe, plus puncte, puncte, plus 1 pe 289, minus 1 pe 288. Și egal mai departe, iată cum se întâmplă. Se reduc. Da, minus 1 pe 2 cu 1 pe 2, minus 1 pe 3 cu 1 pe 3, minus 1 pe 4 și cine mai fi fost. Și o rămas 1 pe 1 de la început plus 1 pe 2 și va rămâne egal cu minus de la sfârșit. Asta se va aduce cu ce ar mai fi fost scris în față, nu? Da. O rămas ăsta cu plus, Miruna, rămâne la cu minus. Așa trebuie să ne gândim. Dacă ești perechi, cât sunt cu plus, sunt și cu minus. Fiecare vine într-o perechi de asta. Și rămâne 1 minus 200, minus 1 supra 288 și face 288 minus 1 face 288. Nu așa vine. 287 supra 289. Așa se fac astfel de sume când nu ne putem pune problema să aducem aceeași numitoare. Ar fi absurd, o tâmpenie, cum să aducem aceeași numitoare. Deci sunt speculații aici. Și hai să mai facem încă una. Așa și acolo. Da? Sigur că da. Miruna, Miruna ai ghicit că acolo, asta e șmecheria, distribuie numai numitorii acolo. Exact. E radical din 1, radical deci, din 2. Sigur. Radical din 1, deci, radical din 2. Deci, pe ăsta distribuie la ce? 2? Da? Deci, asta a fost șmecheria pe care autorul a strecurat-o. Așa, cel prietenul nostru sau prietena noastră, că nici nu știu dacă e băiețel sau tată, nu știu, dar îi spunem că aici a fost o speculație de asta simplă, frumoasă, interesantă, pe care trebuia să o fi văzut pe modelul acestei sume. Că noi să-i spunem, știm să calculăm și sume mai șmechere. Dacă ne dă cineva așa, să calculeze suma I egal cu 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5
plus 1 supra 5 ori 7. Și așa mai departe, plus puncte, puncte, 1 supra, să spunem, 99 ori 101. Nu stăm pe gânduri, nici în fața lumea așa astfel de greșit. Dar ce facem? 1 pe 1 pe 2. Adică mulțim și împărțim cu 2. Mm-hmm. Am avea nevoie de 2 la fiecare, că diferența adică între 5 și 3 da? Este de 2. Și atunci facem roșie, zicem egal mai departe cu 1 pe 2 pe lângă și pe setul punem 2 supra, 1 ori 3. Corect. Plus 2 supra, 3 ori 5. Plus 2 supra, 5 ori 7. Plus, și mai departe, plus puncte, puncte. Plus 2 supra, 99, ori 101, și cu care este egal mai departe, cu 1 pe 2, pe lângă. 2 ăsta ar scrim ca 3 minus 1, supra 1 ori 3. Plus, pe 2, 5 minus 3, supra 3 ori 5. Plus 7 minus 5 supra 5 ori 7. Hai, toată lumea să scrie că păcat să nu fiți scris. Că și acest model de greșiți constituie o aducere aminte, că astfel de greșiți nu am făcut. Da? Supra 5 ori 7. Plus puncte, 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 puncte. 101 minus 99 supra 99 ori 101. Supra 99 ori 101. Și este egal cu? Egal mai departe cu cine? Cu 1 pe 2. Cu 1 pe 3 supra 1 ori 3. 3 supra 1 ori 3. Minus 1 supra 1 ori 3. Plus 5 supra 3 ori 5. Minus 3 supra 3 ori 5. Plus 7 supra 5 ori 7. Minus 5 supra 5 ori 7. Da. Plus puncte, 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 plus 101 supra 99 ori 101, minus 99 ori pe 99 ori 101. Și acum 3 cu 3 se duc, 1 cu 1, 5 cu 5, 3 cu 3, 7 cu 7, 5 cu 5, 101 cu 101, 99 cu 99 și rămâne 1 pe 2 pe lângă 1 minus 1 supra 101. Amplificăm cu 101 și vom avea 1 pe 2 pe lângă 100 supra 101. Pe lângă 1 minus 1 pe 101. Da, adică 1 pe 2 ori 100 supra 101. 100 supra 101. 50 supra 101. Și face 50 supra 101. Și acum să rezolvăm și greșitul. Așa se rezolvă și greșitul? Da, da. În mod sigur s-a prins acum de greșitul. Becherie. Asta a ascuns autorul. Nu? Noi puteam să facem greșitul repede, trebuia, dar nici pentru noi nu era instructiv, nici pentru prietenul nostru de acolo sau prietena noastră și nici pentru cei care vreau să urmăresc filmul. Vezi ce interesant este, Miruna, și tu, și Adi, da. Și... Iată, sunt foarte mulți copii care stau foarte bine legați de Prof Online. Și ce bine ar fi ca toți copiii să știe de treaba asta, toți vorbitorii din limba română. Mă suna cineva din Canada, vă spun asta, apropo de Prof Online, care ajunge peste tot, în Canada, vorbitor de limba română și care avea fetița în clasa a patra și mă întreba, domn profesor, ce faceți dumneavoastră este ceva spectaculos. Parcă trebuie să vă spun că nu există nicăieri în lume, școala peste tot în lume se află prăbușită. În Canada există posibilitatea să nu te duci la școală, să stai acasă și te duci să dai mai examen. Da, școala acasă. Ei, zice dumneavoastră, acum venind cu ideea asta, practic ne ajutați fantastic, că noi ne putem pregăti, având în vedere faptul că putem accesa lecțiile dumneavoastră, ne putem pregăti și atunci este spectaculos. Și atunci am zis așa, ia fă tu următoare chestie. Cu acceptul meu, că îți voi da scris chestia asta, dublează filmele mele în engleză, sau ce limbă vorbiți voi de acolo. A, ca să de la toți ca să ajungă la toți. Vă faceți un site. Faceți în felul ăsta un site al vostru, cu acceptul meu, unde acei care accesează vor plăti un bănuț și să sprijini și Prof Online, că este bietul de el, numai el știe cât de greu o poate duce. Astfel, există varianta să apară și în Suedia, m-a sunat tot așa cineva de acolo, în Germania,
și să putem porni o activitate încât proful online să ajungă în toate limbile. Aia, da? Minunat. Dar asta totul e făcut acum. Deci totul este făcut, numai ei trebuie să se găsească un grup de oameni. Să dubleze, să facă activitatea. Deci e un job al lor. Deci am atenționat și e un job. Corect să facă. Să o facă corect, dar simbolurile de matematici sunt aceleași. Corect. Aici da. Asta e șansa matematicii. Dacă la alte, la limba română, ce se facă chestia asta? Că nu au nevoie de limba română acolo. Dar instrumentul matematic este același, unic în toată lumea. Da, există posibilitatea asta. Așa că v-am vorbit, dragilor, de povestea asta. Că vedeți, Dumnezeu este Cel care îmi dirigează și îmi dă această forță să fac această treabă. Pentru că se pare că ușor, ușor, te vă rugul să vă rostogoli. Și lumea care așteaptă și vede așa ceva, iată lecția care a avut-o la clasa a patra mai devreme, a fost un spectacol. Dar un spectacol. Spuneam mai devreme că am să fac sfracții și voi face altfel decât ne-am făcut vreodată. Când m-am dus numai cu Daria, am făcut-o într-un limbaj mult mai dur. Mai ca la școală. Mai ca la școală, aproape. Între timp am gândit, din la întâlnirea cu nepoțelul acesta al meu, cu care am făcut-o practic. Deci, din ce în ce am să lupt, din ce în ce mai mult, pentru matematica din practică izvorândă, ne ducem la teorie și ne întoarcem la practică. Adică să înțelegem rostul. Ce înseamnă două șeptimi? Jucându-mă astăzi cu două șeptimi, trei cincimi dintr-un număr, eu înțeles și prin segmente făcut și deci ușor, ușor, complicăm lucrurile și practic când am făcut acolo două cincimi și apoi trei șeptimi, să zic așa, de fapt a fost o aducere la același mitor. La operație cu fracții. Ca să înțeleg, deci trebuie să adun două fracții, adun același numitor, nu? De acolo 35-ul vine. Da? Deci asta e povestea. Dar dacă m-a pus să fac operație cu fracții, cum am făcut, forțând un pic mâna cu Daria, este un lucru pe care el a prins foarte bine. Dar i-a prins-o repede. Da? Dar nu înțelege utilitatea lor. Asta-i da, poate. Da? Da. Deci acum am dus invers, de jos în sus. Așa, dragule sau drăguțo, tu cea de la, din Târgu Mureș, sau Satul Mare, parcă zis, hai să facem și exercițiul tău. Dar ce vreau să o rugăm? Mâine, la școală, are obligație ca să sta de vorbă cu proful online, în contact direct, și a vorbit proful online și a rezolvat exercițiul. Deci nu uita, ai mare răspundere pe treaba asta. Așa, da. A mare egal cu... Te rog să mă vorbește Adi. A mare egal cu radical din 1 supra radical din 1 ori 2. Da. Minus radical din 2 supra. Minus radical din 2 supra radical din 1 ori 2. 1 ori 2. Plus... Aș putea zic radical din 1 ori radical din 2. Ce părere aveți? Da, mai bine așa, dar mai bine așa ca să putem simplifica? Sigur că da, e mult mai bine și așa e corect să scriu. Corect. Că radicalul unui produs e egal produsul radicalului. Plus radical din 2 plus supra... Plus radical din 2 supra radical din 2 ori radical din 3. Așa, minus... Minus radical din 3 supra radical din 2 ori radical din 3. Plus radical din 3 supra radical din 3 ori radical din 4 minus radical din 4 supra radical din 3 ori radical din 4 plus și așa mai departe plus radical din 288 supra radical din 288 ori radical din 289 minus radical din 289 supra radical din 288 ori radical din 289 radical din 288 ori radical din 289. Și iată ce se întâmplă acum. Aici e radical din 1, radical din 2. Da? Poți să fie radical din 2 ca să respect rețeta. Și ăsta cu ăsta. Și rămâne unul aici. Radical din 3 cu 3. 3, 4. Așa. 289 cu 289. Da. Și va avea 1 supra radical din 2. Deci face 1 pe radical din 2. Minus 1 pe radical din 1. Radical din 1. Plus 1 pe radical din 3. 1 pe radical din 3. Minus 1 pe radical din 2. Da. Plus puncte, 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 puncte. Plus
minus 1 pe radical din 289 minus 1 ori radical din 288. 288. Și egal cu? Și egal cu radical din 2 cu radical din 2 se reduc. Se simplifică. Radical din 2 cu radical din 2. Așa se reduc, da? Minus radical din 2 cu da, 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 zis bine. Minus 1 radical din 3 cu cine ar mai trebui. Da. Rămâne asta. Minus 1. Minus 1. Acolo rămâne. Și rămâne ăla de la sfârșit cu plus, că ei sunt perechi, perechi. Ăsta de aici se duce cu ăsta de pe aici. Deci așa trebuie să aveți grijă. Dacă rămânea cu plus la ăsta la început, rămânea cu minus la sfârșit. Dacă mi-a rămas cu minus din perechea, rămânea la cu plus, da? Ca să fie perechea. Minus 1 supra egal din 1, plus minus 1. Minus 1. Sau pune-l pe la cu plus, nu, domn profesor? Sigur că la minus 1 plus 1 pe radical din 288. Cât este? 289. Cât e radical din 289? E pătrat perfect sau nu? Da. 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 Cât oricât? 17. 17. 7 ori 7, 49, da? Deci 1 pe 17. Aducem la același mitos. Sigur că da, aș face 17 ori minus 1, minus 17, egal cu 17. Scriu minus 17 plus 1, și egal cu minus 16 supra 17. Și ăsta este răspunsul corect. Minus 16 supra 17. Deci, ce să spun, doar atât. Că ai mare obligație, fiindcă ai stat cu proful online, să spui tuturor colegilor și de la alți ani și prieteni cunoscuți, necunoscuți, suntem ca și de la... Și like și share, sigur că da. Nu, dar spune cu voce, mă. Nu uitați de like și share. Așa este, așa este. Să nu uite că... Vacanța asta... A revenit aduțul, poate v-a fost dor de el. Da, nu uitați de la ce, la fiecare moment important, e atenționăm pe prietenii noștri să fac asta. Așadar, am făcut și sumele acelea, ne-am amintit variantele acelea și în contextul lor n-a mai fost decât o singură formalitate să ne întoarcem și facem exercițiul de mai sus. La revedere, dragule! Dacă... nu dacă vrei. Te rog frumos să urmărești lecțiile noastre, lecția pe care o facem cu clasa a 7 acum, ți-am făcut de exercițiul tău, dar să vezi ce exerciții frumoase facem în continuare. Haideți! Vor geometrie, domnule. Geometrie. Facem geometrie. Deci, tema pentru acasă. Tema pentru acasă, da? Da, da, da. Geometrie. Clasa 7. Clasa a? 7. Și să ne amintim și geometrii, noi am ajuns la... Teorema lui Tales este teorema pe care este oare, dar n-am amintit. Teorema lui Tales este reciproca teoremei lui Tales? Așa. Teorema bisectoare și teorema bisectoare este oare. Nu. Teorema bisectoare, bisectoare interioară sau exterioară, tot aceeași poveste. Așa, vă dat o variantă, da. Exterioară și interioară. Hai să ne amintim că eu n-am mai făcut geometrie în perioada asta și am uitat. A fost în vacanță și domn profesor. La geometrie. La geometrie a fost în vacanță. Am fost la clasa a 4-a prezent, că am făcut lecții de clasa a 4-a. Și asta e matematica. Să uite dacă nu faci greșițul, dacă nu le vezi continuu niște noțiuni. Așa, dar ce spune teorema lui Tales? Lasă, nu vă mai invitați. Da, dacă dreapta este într-un triunghi, dacă avem două drepte paralele, atunci laturile sunt un triunghi cu două laturi paralele? Un triunghi care are... O paralelă dusă la altă poveste asta. O paralelă dusă la una din laturile unui triunghi, în parte pe celelalte două segmente proporționale. Asta o vreau să zic. Așa o vreau să zic, dar... Nu e ieșit de-o profesor. Eu am înțeles-o. Zice așa. Deci dacă este dat un triunghi... A. B. C. Și ducem o paralelă, nu pe mijloc, pe oriunde vrem, pe oriunde vrem. O paralelă, M-N, la una din laturile triunghiului, taie pe celelalte două în segmente proporționale. Adică, iată, M-N
Alo, da? Cu multă plăcere, dar n-ai uitat. Ai urmărit ce am spus. Deci povestești la toți prietenii tăi. Și din anii mai mari, și ca să urmească pe Prof. Online TV, așa cum faci tu acum mai departe. Sună și pe prietenii tăi să vă urmească lecția la geometria. Bine. La revedere. Deci, iată, MN e paralelă cu BC, da? Cu BC. Atunci, paralela asta împarte pe cealaltă două, împarte pe celelalte două laturi, pe AB și AC, în segmente. Segmente, adică AM, MB și AN supra NC, da? Deci voi avea AM supra MB egal cu AN supra NC. Și de aici eu pot să fac tot felul de proporții derivate. Derivate, pot să întorc pe asta invers. Deci de aici rezultă că și MB supra AM egal cu NC supra AN. De asemenea, AN, da, AN. De asemenea, pot să adun numitorii la numărători și AM plus MB face tocmai AB. Deci o altă proporție 2 pe care o obțin AB supra MB AB. Dar de unde a provit AB? Hai să înțeleagă toată lumea. Vine AM plus MB supra MB, că am făcut anul trecut la parte și proporții. Egal cu AN plus NC supra NC. Ceea ce am însemnat tradus, AM plus MB face tocmai AB. AB supra MB egal cu AC supra MC. Asta e 2. Dar cum am adunat numărători la numărători, poate să adun și invers. Adică să o întorc pe asta. Adică MB supra MB supra AB egal cu NC supra AC. Sau să fac, am adunat cine? Numitorii la numărători, da? Poți să adun numărătorii la numitori. Numărătorii la numitori. Și atunci obțin. Deci asta ar fi a treia. A patra ar fi așa. AM supra AM plus MB AM plus MB egal cu NC egal cu AN AN supra cine? Supra NC plus NC. Care înseamnă ce? De aici ar însemna AM supra toată AM supra toată AB egal cu AN supra toată AC și egal, fiindcă AM e latura triunghiului de sus iar AN latura același triunghi iar AB e a triunghiului mare AC a triunghiului mare, pot continua aici cu un MN supra BC MN supra BC. Deci atenție, numai aici pot continua. Adică apare în momentul acesta foarte important când la numărător luăm laturile triunghiului mic AM AMN AM supra tot AB AB egal cu AN supra tot AC și egal cu MN supra BC. Numai aici, aici, atenție, aici putem continua. Ei bine, asta, deci am spus că numai aici putem continua și asta înseamnă triunghiul de mai sus e asemenea cu triunghiul mare. Deci aici m-am dus spre, din rapoarte, proporție obținut, înseamnă triunghiul care e sus? AMN, nu așa? Da, AMN. Asemenea cu triunghiul, așa este, nu? Asemenea cu triunghiul care? ABC. Da? Și scriu rapoartele. Poate să fie și invers.
ABC supra MN. Și atunci ați laturile lui ABC sus? Sus și laturile lui AMN jos. Deci, asta am vrut să spun. Nu degeaba m-am plecat la teorema lui Thales. Și am construit aceste 1, 2, 3, 4 șiruri de rapoarte. Al patrulea foarte interesant, care presupune asemănarea triunghiurilor. Când luăm toate laturile toate ale triunghiului a unuia și supra laturile celuilalt triunghi. Corect. Și acum ar mai fi teorema cu secoare. Reciproca. Reciproca. La... Reciproca. Da, reciproca. Ba, problemele sunt toate din reciprocă, domn profesor. Corect. Reciproca spune așa. Dacă cumva se întâmplă să duce o dreaptă și se împarte pe astea două în segmente proporționale, neapărat dreapta e paralelă cu asta. Corect, cu a treia. Da? Paralelă cu a treia. Deci reciproc. Dacă duci o paralelă, înseamnă că îl împarte în segmente proporționale, reciproc. Dacă îl împarte în segmente proporționale, ea nu are șanse că să fie paralelă. E obligată să fie paralelă. Așa, asta este. Este încă o tehnică de paralelism. Corect. Că una din tehnici de paralelism pe care, sau la paralelism, a dat și chestia aceea. Fie că arătăm unghiuri alternate externe corespondente, nu? Da. Dacă din cele 8 aveam o pereche, le obligam să fie paralele. Mai aveam și cumva să se întâmple un patru patrulater încât diagonalele erau, se înjumătățeau, atunci era paralelogram și erau paralele de 8 de 2. Da. Da? Deci și reciproca de acolo. Și iată acum una o reciprocă foarte tare pentru paralelism, este asta, când reușești să găsești tu din diverse momente ale problemei, să găsești raportul de proporționalitate, face ca dreapta MN să fie paralel cu BC. Deci, reciproca. Spune, dacă AM supra MP egal cu AN supra NC, atunci rezultă... Ce rezultă, copii? Rezultă că mână paralelă cu băcă. Mână paralelă cu băcă. Deci așa poți arăți paralelismul. Deci dacă reușești tu să arăți că amul spre mână băie, dar cu amul spre mână că, atunci n-ar ce face. Mână e paralelă cu băcă. Este ușor de demonstrat că zici, nu e adevărat. Deci duci absolut. Atunci duci tu una paralelă cu băcă. Și ai mână paralel cu BC. Și conform teoremului tale, se zice AM supra MB egal cu AN1 supra N1C. Da? Păi, fiindcă e AM supra MB egal cu AN1 supra N1C, iar de altă parte AM supra MB egal cu AN supra NC, ar însemna că există un punct care împarte un segment AC în două rapoarte de proporționalitate. Odată AN, deci de aici are... Și odată AN1. Și odată cu AN1. Și nu e egal cu N1. Și atunci nu e coincid cu N1. Coincid. Da. Ăsta este modul de demonstrare pentru a vorbi de reciproca teoremei lui Thales. Bun. Bisectoare. Hai să ne amintești bisectoare. Știți, copii, dacă ne pregătim cu suportul teoretic, avem curaj de probleme. Nu, teorema bisectoare. Cine o știe, copiii? Dacă AD este bisectoare a unghiului BAC, atunci AB supra AC egal cu DC... Hai spune într-un limbaj de ăsta. Știi, dacă îți spui figura aia, da. Într-un triunghi bisectoare a unui unghi determină pe latura opusă două segmente proporționale cu laturile unghiului. Care formează unghiul. Ai înțeles? Deci bisectoare, ca să fie limbajul comun. Că dacă zicea B1, B1, nu știu ce, omul nu înțelege nimic. Într-un triunghi bisectoare, ce faci? Deci, uite, așa trebuie să înțelegi. Dacă spune cineva, duc bisectoarea din unghiul A. A, B, C. Bisectoarea unghiului A. Așa. În afară de ce știai tu până acum, că bisectoarea împarte unghiul în două unghiuri congruente. Deci, bisectoarea lui BAC. O secundă, urmărește la casă. Da, așa. Deci, tu știi așa, când duc bisectoarea unui unghi, împarte unghiul în două unghiuri congruente, da? Da. Două unghiuri. Ăsta e congruent cu ăsta. Da. Mai știai că toate punctele bisectoare sunt la egală distanță de laturi. Dacă ducem perpendiculare. Dacă ducem perpendiculare,
asta, hai să zicem un punct M, M1 aici și M2, M1 e cât M2. Corect. Deci, atenție, bisectoare, l-am deschis gura, bisectoare unui unghi, în parte unghiul, două unghiuri concret. Da. Punctele de pe bisectoare au calitatea că sunt la egală distanță, adică perpendicularele de acolo pe laturile unghiului, segmentele acestea sunt congruente. Și acum, cel mai tare este asta, că bisectoarea, dacă notăm cu P, punctul acesta în care întâlnim pe latura opusă, o împarte pe BC în două segmente, unul și al doilea. Dar nu la fel de mare, ci raportul acestor două segmente egal cu raportul laturilor astea. Deci, unul e mai mic supra altul mai mare. Latura mai mică, latura mai mare. Așa trebuie să ții minte. Păi eu așa ții minte, mai că pe desen, nu... Bun, dar ca să, când te întreabă cineva, nu spui A, B, C, B, 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 1, B, B, 2, nu știu ce, păi nu știi înțeleg. Bisectoarea unui unghi împarte latura opusă în două segmente care sunt proporționale, adică dacă zic ăsta pe ăsta, e egal cu ăsta pe ăsta. Dacă zic invers? Dacă invers ăsta pe ăsta, e egal cu ăsta, ca și mai și raportul. Da. Deci, B, B, teoria bisectoare, da? T, H, bisectoare. Zice. B, P. A, P, A, P, bisectoarea. Bisectoarea unghiului B, A, P. A, C. Echivalent cum a spune. A1, adică mai multe lucruri am aici. A1, unghiul A1 congruent cu unghiul A2, da? Unghiul 1, A1 cu A2. MM1 cu MM2. MM1, a doua chestie care trebuie să țineți minte, da? MM1 egal cu MM2. Și acum asta. Și a treia treabă, asta ca e. BP. BP supra. BP supra. PC. AB supra AC. AC. Poate să fie și invers. Pe C supra B, B egal cu AC. Ca și cum a fost raportul întors. Da? Deci asta trebuie să țineți minte. Este esențial acest lucru. Când ai deschis cu gura acest bisectoare unui, parte unghiul două, ai că distanțele acestea sunt egale și teorema bisectoare, asta. Care se demonstrează foarte simplu. Noi dacă ducem o paralelă la asta, prin B, o paralelă la AP, triunghiul ăsta va fi, se poate arăta repede că triunghiul... E congruent cu altul, cu AP. Latura asta e cât asta, paralelismul acela, scrute urma lui Thales și mecanismul simplu. Da. Deci, și problema ca mod de demonstrare trebuie ținută minte, pentru că dacă cumva se întâmplă să uiți, să știi să o demonstrezi. Deci, se duce o paralelă prin P la AP, conform lui Thales scrim AC. Și notăm aici punctul de intersecție. Yes. Da. Și zicem AC. Supra ESA. Și AP duce egal cu, că, egal cu PC supra BP, termalul Thales. Corect. Și când ai zis yes A supra AC, yes A este cu AB congruent. Și ai motive să spui că e cu AB. Pentru că paralelismul acesta și tăia de secantă face ca unghiul de aici să fie congruent cu ăsta de aici, ca fiind unghiuri corespondente, cred. Da? Cred că sigur asta este. Doiul cu unghiul de aici. Dar pe de altă parte, paralelele astea tăia de secantă asta face ca unghiul 1 să fie ăsta cât aici. Da, 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 corect. Altern intern. A1 cât B1, da. Și cum 1 e cât 2 și ăsta e cât ăsta. Și dacă ăsta e cât ăsta, atunci ESA este cât AB. Și dacă ESA e cât AB, înseamnă că tu îți permiți să înlocuiești pe ESA cu AB. Corect. Și-a apărut. AC supra AB. Egal cu PC supra PB. Și gata, te rămâi să pare. Da? Deci, da. Și asta trebuie să țineți minte. Cum se demonstrează? Ca într-un moment de la în care nu ți-o amintești teorema, băi, o schițez acolo și nu mi-o amintesc. Dar și o repetiție a unui problem geometriei frumoase de construcții, că e paralela aceea adusă prin punctul B. Altfel, dacă nu ești paralela, nu o poți să... Faci. Da? Nu poți să o faci. Bun. Da. Acum, ne-am amintit, da. Teorema bisectoare,
Tales, reciprocal, tales. Da? Și reciprocal bisectoare. Dacă se întâmplă, se împarte, duce o dreaptă prin vârful unui unghi. Și dacă așa se împarte latura pus în segmente proporționale cu, lură, cu laturile, care formează unghiul, înseamnă că e bisectoare. Deci este reciprocal. Deci o secantă dusă prin vârful unui unghi, care taie latura opusă în două bucăți, dar acestea nu oricum, încât să fie asta pe asta, să fie egal cu latura asta pe latura asta, apoi aceea nu decât bisectoare. Ei mi-aș spune apoi, de-aia zic că am reciproc. Da. Da. Deci problema 5 la 137. 5 de la 137. Da. Iar vedeți, sunt s-o da. Și eu. Acum 41. Pe la 50 de așa, 55 așa, să încerc eu să oprim. Scriem ipoteza, atunci facem desenul, concluzia da. Și... Și discutăm pe problema, faci exact. Strategii și până... Da. Da? Deci... 5 la 137. 5 la 137. Avem în figura alăturată, o să vă dau, ABCD este un patrulater convex. ABCD, un patrulater convex. Ce înseamnă convex? Adică oriunde am, da, oriunde am duce laturile, nu trec. Dacă până nu tai, da. Prelungirea laturilor nu tai prin interior. Da. Da? Situează de o... Da, așa. Deci fie patrulaterul convex. A, B, C, D. Nu știu unde a făcut autor, am fost și noi în patrulater. Dacă OE e paralelă cu AD, O, dar cine e O? O, duceți, AC intersectează BD în O. Deci AC cu BD, da? Da. AC cu BD în O. Diagonale cu AD. Da. Intersecție diagonale. O. O. Așa. O e paralelă cu AD. Ducem un OE. Ducem da. Noi OE. Da. O e paralelă cu AD. Cu AD. Deci prin O, printr-un punct exterior a unei drepte, iată copii, am o dreaptă, și printr-un punct exterior ducem o paralelă la cea dreaptă. Da? Paralelă la cea dreaptă. Paralela prin O la AD taie atât pe AB cât și pe CD în niște puncte. Cred că pe una o taie în E. Care taie în E, te rog? Este O E paralelă cu... O E paralelă cu AD și da? O F paralelă cu DC. O F o E paralel cu AD, dar E unde? Pe cine? Cu ea? E-ul pe AB. E-ul pe AB. AB. Aha. E. Și F-ul pe BC. Și? F-ul. O F paralelă cu... O F paralelă cu DC. Cu DC. O F unde e DC? Asta este, da? Da. Și O F o paralelă. O paralelă la asta, la asta. Da. Și o taie pe BC în F. Deci paralela prin O taie asta pe AB în punctul F. F. Am ieșit pe F, da. Da. Și atunci, dacă, deci dacă OE este paralelă cu AD, să scriem în ipoteză sau cum vrei. În ipoteză. Avem AB, ABCD convex. Da. OE paralelă cu AD. OE paralelă cu AD. Și OE paralelă cu DC. Atunci arătăm în concluzie că EF este paralelă cu AC. Paralelă cu A. E F. Paralelă cu AC. F e paralelă cu? AC. Cu AC, cu diagonala. Da, păi eu ai spus că este... Nu, F-ul o taie pe BC, v-am zis. F-ul o taie pe BC, domn profesor. Pe BC? Da, aici? Acolo, da. A, eu m-am dus. Am făcut, da.
Yes. Atunci arătăm că e F e paralelă cu... Cu AC. Cu AC. Uite, asta e F, e paralelă cu AC. Ca să arătăm că E e paralel cu AC, folosim reciproca teoremei iubitare, suntem cu B a C, ar trebui să demonstrăm că B e supra AE, egal cu B F supra FC. Mai luăm încă o dată. Deci ca să demonstrăm punctul... Hai să vedem, că, să ne construim așa cum spui tu, ideea de lucru. Vreau să te vezi și pe ceva colegii tăi. Vezi, suntem într-o situație în care trebuie să arătăm că EF e paralelă cu o latură. Pentru a avea paralelism a două laturi, fie că merg pe varianta alterni interne, alterni externe, nu știu ce, sau... Dar și teorema reciprocului tale, care zice, în triunghiul BAC, iată, pentru că îl iau deoparte ca să înțelegi și mai bine. Parcă ăsta ar fi triunghiul B, A, C. Și EF este asta. Uh-huh. EF este așa. EF e paralelă cu AC. Dacă. Dacă și numai dacă. Pot să arăt. Unul din rapoartele de proporționalitate. Adică B, E supra E, A. Egal cu B, F supra F, C. Sau B, E supra tot BA, egal cu BF supra tot BC, sau BE supra EA, am zis-o parcă, nu? Da. BE supra EA, egal cu BF supra așa. Deci, sau invers, AE supra tot AB, am văzut cele patru șiruri de rapoarte. Cred că cea mai prostare ar fi BE pe AE egal cu BF pe FC. Adică chiar reciproca, nu? Da. Deci, pe iată, Adi? Ca să fie paralelă, trebuie să arăt că B e supra E A, deci E E, hai să scriem E E, e paralelă cu A C, dacă și numai dacă, da? Și direct așa reciprocă, dacă și numai dacă. B e supra E. B e. Supra E. Așa. Egal cu B F supra F C. Supra F, C. F, supra F, C. Vedem cum arătăm. De la B, între unghiul de la B, ne spune din ipoteză că avem OE paralel cu DA. OE, OE, e paralelă cu cine? Cu DA. Cu DA. Deci B e supra E egal cu OB supra DO. Stai să urmăriți și noi, că noi n-am urmărit drog, nu e clar. Deci în ce trimiți spui încă toată? De la B. În D, A, B. În triunghiul D, A, B, care e din trei puncte, nu? Da. Am dus o paralelă. E O. O E. O E. La A, D. La A, D. B. A. Și e o paralelă cu A, D. Înseamnă că în parte pe A, B și pe A, D. În segmente în cât? Da, adică B e supra E A. Egal cu B pe D O. Egal cu B O pe supra O D. Da. Da. Dar voi nu mai zbate. Da, da. Deci eu vreau să iau alt triunghi. Păi da, fii atent. Nu că e bun și ăsta. A lua alt triunghi. Atenție, Adi. Un alt triunghi, dacă le iei, și nu-ți respecti că B, că E, o, e paralelă cu AD, atunci e degeaba problema, n-are niciun rost. Înseamnă că a fost informația asta, E, o, paralelă cu AD, nevalorificată. Haideți să scriem chestia asta. Da? Că... Deci, să scriem. Profesor, să văd că... Ia să vedem, 50? Și... Da, 50. Mai las-o. Mai las? Hai să vedem. Deci, în triunghiul... De la B. Triunghiul D, A, B. Avem două puncte. O, avem e că... cu DA. O e paralelă cu DA. Deci observăm teorema lui Tales că B e... Da. Că B e supra E egal cu OB supra DO. B e supra EA. B e supra AE egal cu OB supra DO. OB supra? OB supra DO. DO. Pe de altă parte. Între unghiul BDC. Avem și altă paralelă. Da, între unghiul BDC.
în triunghiul BDC avem o F paralel BDB. Da. Pe BDC, deci rezultă că BO pe DO în triunghiul B se scriu BDC. DC. Avem o F paralel cu DC. Și acum conform TH. Da. Teorema gravitației se spune că BO pe DO egal cu BF pe FC. BO pe... Uitați-vă și voi să nu greșească. BO pe DO. BO pe DO. Egal cu BF pe FC. Pe FC, corect. Notăm prima afirmație cu 1. Nu, nu, dar avem aici segmentul ăsta, în raportul care ne permite. Deci rezultă... Deci egalitate peste tot. Da, deci rezultă... Deci în mesea 2 rezultă că BE... BE egal cu BF pe FC. Supra A e egal cu BF supra FC. Și atunci, chiar ce trebuie să facem, nu? Deci de aici rezultă EF paralelă pe AC. Și nu are problemă. Uite, Miruna, ai fost pe fază, pentru că ai sesizat foarte repede faptul că prin os a adus, ai văzut odată că BD împărțită, practic, în aceeași raport și de paralela EO și de FO. Da? Și de plimbate în cele două triunghiuri și de ce foarte bine. Adică ai pus mâna pe raportul comun. Da? Deci raportul ăsta comun și într-un caz și în celălalt te-a permis egalitatea și problema e refăcută. E gata, făcută. Opresc? Da.